În comuna suceveană Râșca, o localnică în vârsta de 70 de ani a trecut la cele veșnice chiar în timp ce își petrecea soțul pe ultimul drum. Astfel, bătrâna împreună cu alte persoane apropiate familiei participau în cursul zilei de luni la înmormântare. În jurul orei 16, sicriul cu trupul soțului decedat a fost dat jos din mașină pentru a fi introdus în curtea bisericii, iar mai apoi să fie înhumat în cimitirul bisericii pe stil nou, Sfinții Trei Ierarhi Slătioara. În acel moment, femeii s-a făcut rău, ea fiind condusă de persoanele apropiate în incinta bisericii, care totodată au solicitat intervenția ambulanței. Echipajul medical a efectuat manevră de resuscitare, dar fără rezultat, declarând decesul femeii cu diagnosticul prezumtiv stop cardiorespirator.